Bună ziua, vă spunem din nou, dragi cititori, dragi iubitori ai cărții. Încă un eveniment la standul editurii Herald. Am intitulat evenimentul din această după-amiază Traumele ADHD și comportamentele adictive. Un eveniment prilejuit de lansarea a două cărți ale celebrului medic dr. Gabor Mate în colecția Psihoterapia editurii Herald. Este vorba despre cărțile Pe tărâmul fantomelor înfometate și Minți împrăștiate. Invitații noștri din această după-amiază: Lavinia Bârlogeanu, doctor în științele educației, profesor universitar la Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Gabriela Denis, colega mea, senior editor Herald, psihoterapeut și curatorul colecției Psihoterapia. Maria Drăguța, psiholog, psihoterapeut, și Sabina Strugariu, psiholog, psihoterapeut. De asemenea, cum spuneam, vom vorbi despre cele două cărți ale doctorului Gabor Mate, Pe tărâmul fantomelor înfometate și Cartea Minți împrăștiate. Cu cât este mai risipită bucuria interioară izvorâtă din realitatea de a fi în viață, cu atât mai pasionat vom căuta acel slab înlocuitor al bucuriei, și anume plăcerea. Cu cât puterea noastră interioară este mai mică, cu atât dorința noastră după putere este mai mare. Cu cât conștientizarea adevărului este mai plăpândă, cu atât este mai disperată căutarea după certitudine în afara ființei noastre. Cu cât este mai mare teama, cu atât este mai puternică atracția gravitațională a procesului dependenței. Dr. Gabor Mate. De la formele sale mai benigne, dependențele comportamentale, la cele mai maligne, care cauzează ravage atât în viața intimă, cât și în viața socială a individului, dar și în organismul acestuia, dependența este mai degrabă un continuu, fiecare dintre noi căzându-i pradă sub diverse forme. Este rezultatul unei istorii de viață, pornind de la traumele copilăriei, de la stilurile de atașament, în care mediul a influențat genetica mai mult decât vrem să acceptăm ca societate. Pentru început aș vrea să o rog pe colega mea, Gabriela Denis, să ne spună câteva cuvinte despre colecția Psihoterapia și despre titlurile în această colecție, cu precădere, cu accent, pe cele două cărți despre care vom vorbi astăzi, Prizonierii în lumea dependenței, Pe tărâmul fantomelor înfometate și Minți împrăștiate ale doctorului Gabor Mate. Abilitățile de care au nevoie în cabinet în lucru cu clientul. Pe de altă parte, colecția Psihoterapia vine și cu titluri care pot fi citite de publicul general, iar cărțile scrise de Gabor Mate, Pe tărâmul fantomelor înfometate și Minți împrăștiate, sunt un astfel de exemplu. Sunt cărți care se adresează tuturor și care ating o coardă în fiecare om. În primul rând pentru că Gabor Mate scrie și din experiența lui de medic și din experiența sa de terapeut în cabinet cu clientul, dar mai ales din experiența sa umană, din experiența sa de viață, și ne povestește în aceste cărți foarte mult despre propria lui viață, despre propria lui copilărie, de unde a început povestea lui în lumea psihoterapiei, oferindu-ne astfel poate una dintre cele mai umane abordări ale tulburărilor psihologice, una din cele mai umane descrieri ale unor tulburări pe care oamenii în general le experimentează în viața lor. Și vorbim aici despre dependență, despre adicții, adicția fiind văzută mai degrabă nu ca ceva care le se întâmplă unora într-un colț
expuși la adicții. Dependențele, mecanismul acesta al dependențelor de care vorbește Gabor Mate, sunt, mecanismul este un proces natural, normal, care aparține creierului fiecărui om. Și există ceva în viața noastră, un eveniment, experiențe de viață, un anumit context, relația cu părinții care nu merge întotdeauna chiar bine, traume care apar în societate, cataclisme, lucruri care fac în așa fel încât creierul nostru să apeleze la acest mecanism al dependenței. Și aici vedem dependența mai mult ca un mijloc de salvare din cotidian, mai mult ca un mijloc de salvare de propria suferință. Gabor Mate vorbește despre aceste dependențe din perspectiva sa, pentru că el se consideră unul din acești dependenți. Și ne vorbește despre dependență, nu o dependență de drog, ci dependențele în general, care pot fi dependența de televizor, dependența de cumpărături, dependența de sex, dependența de a cumpăra CD-uri sau de a asculta muzică clasică. Și bineînțeles, dependența de mâncare, de relații, dependențele pe care le experimentăm în relațiile cu ceilalți, dependența care ia toate aceste forme. Trebuie doar să deschidem ochii și să le vedem și să ne dăm seama în ce măsură noi folosim aceste mecanisme ale dependenței ca să ne salvăm de propria noastră suferință. Și ca cealaltă față a monedei, să înțelegem ce se întâmplă cu ceilalți și de ce... Poate că înainte să-i criticăm și să-i excludem dintre noi pentru problemele lor comportamentale și pentru dependențele lor serioase de droguri și alcool, poate ar trebui să căutăm în ei cealaltă față, suferința, vulnerabilitatea. Ce anume i-a împins pe ei către limita aceasta? Nu cumva tocmai limita suferinței și acele experiențe pe care la un moment dat Culture le numește de nesuportat sunt cele care ne duc până la urmă către adicție, către dependență. Vă spuneam că Mate vorbește din propria lui experiență și totodată se leagă de propria lui copilărie atunci când vorbește despre problemele pe care el le experimentează în viață. La fel, atunci când ne vorbește în minți împrăștiate despre tulburarea de deficit de atenție. Tulburarea de deficit de atenție, ne spune el, este mai degrabă decât o tulburare de hiperactivitate, de prea multă energie, să spunem așa, și de prea multă atenție împrăștiată. Este mai mult o tulburare care ține de subdezvoltarea unor arii ale creierului, acele arii care se dezvoltă numai în relație cu ceilalți. Este mai degrabă o tulburare de relație. Și de cele mai multe ori, persoanele care suferă în relațiile lor apropiate și nu pot atinge acea condiție a atașamentului sigur pe care noi îl prețuim atât de mult acum în psihologie și în societatea modernă, vorbim foarte mult de acest termen al atașamentului sigur care se stabilește între copil și principalul lui îngrijitor, de obicei mama. Când copilul nu poate atinge această condiție a atașamentului sigur, de cele mai multe ori cortexul lui prefrontal rămâne într-o stare de subdezvoltare. Și atunci el ne vorbește despre această tulburare de deficit de atenție, tot ca o tulburare care reflectă mai degrabă suferința omului și incapacitatea lui de a sta cu propriile lui emoții, incapacitatea lui de a-și duce suferința până la urmă. Și atunci când toată atenția ta este îndreptată către interior, pentru că ai foarte mult acolo, e un prea plin, nu-ți mai rămâne suficientă energie, suficientă atenție ca să o îndrepti spre ceilalți. Și practic mintea ta se împrăștie. Astea ar fi pe scurt câteva idei despre cărțile despre care vom vorbi astăzi. Aș vrea să adaug doar că Mate reușește o expunere extraordinară din toate punctele de vedere și foarte detaliată, exhaustivă a acestor condiții. În primul rând, apelând la poveștile de viață ale pacienților lui. În cazul dependențelor, apelând la poveștile de viață chiar ai pacienților pe care el îi tratează în cabinet. În cabinetul unei organizații umanitare care se ocupă până la urmă de acești dependenți de droguri din East Side Downtown, unul din cele mai rău famate cartiere ale Vancouverului. Acolo unde, spune el, nu vrei să intri nici ziua, dar păi noaptea.
context și nu-și dă seama unde se află. Aceștia sunt pacienții lui în Downtown East Side și despre acești oameni ne vorbește el. Făcându-ne să le vedem fața lor umană și să vedem acele zone ale lor pe care ei nu vor să le expună în niciun fel, acea vulnerabilitate care până la urmă i-a adus către dependența de droguri. Mulțumim foarte mult, Gabriela Denis. Gabor Mate invită la compasiune, flexibilitate și, nu în ultimul rând, la acceptare. El ne vorbește despre durere, despre traumă, dar și despre puterea autenticității și a relației umane. Dacă trebuie să facem tot ce putem mai bine, uneori cel mai bine înseamnă să ne asigurăm că se întâmplă răul cel mai mic, ne spune Gabor Mate. Lavinia Bârlogean. De ce Gabor Mate poate fi considerat unul dintre marii umaniști ai actualității culturale? În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru șansa pe care mi-ați oferit-o de a mă invita la această lansare pe care o consider foarte specială. Și vreau să-i mulțumesc Gabrielei Denis pentru minunata ei colecție și pentru alegerile întotdeauna foarte inspirate. Înainte de a răspunde la întrebarea lui Sorin, vreau să mai spun un lucru apropo de comentariul făcut mai înainte de Gabriela. Aceste cărți, deși apar în colecția Psihoterapie, eu cred că sunt cărți pentru toți cititorii. Tocmai firul narrativ, tocmai aspectul biografic și autobiografic face aceste cărți foarte accesibile pentru orice categorie de cititor și aceste aspecte dau și accentuatul caracter umanist al scrierilor lui Mate. Eu vreau să ne uităm un pic la acest aspect care mi se pare esențial. A vorbi despre umaniști astăzi este o raritate. Ei sunt tot mai puțini pe scena producției de carte. Și este ciudat că aspectele la care se referă sunt aspecte umane, dar am învățat să ne referim la umanitatea noastră în maniere tot mai canonic-științifice, pentru că producția de cunoaștere, spațiul academic, nu mai au amprenta umanistă de odinioară. Pe noi nu ne mai interesează ce nu se poate măsura. Ce nu se poate măsura pentru noi aproape că nu mai există. Iar trauma la care se referă Gabor Mate în aceste cărți nu se poate măsura. De aceea multă vreme a fost o problemă cu pătrunderea chiar a termenului de traumă în spațiul academic. Noi ne-am prefăcut că nu există. Înțelegeți? E normal să ne întrebăm de ce trăim într-o lume așa de scoasă din țâțâni. Cum de declarăm noi război tocmai umanismului care a fondat cultura noastră? Desigur, găsim explicații de tipul celei pe care am menționat-o anterior, însă Mate ne face atenți la acest aspect. Ne ajută să privim lumea noastră, ne ajută să o vedem așa cum este, o lume a traumei. Ne place sau nu ne place? Asta este realitatea. Eu cred că Mate, prin modelul personal pe care îl oferă în aceste cărți, ne aduce exact ingredientul de care avem nevoie. Pentru că noi avem nevoie de modele. Suntem ființe mimetice. Dacă nu primim astfel de modele ale vindecării, cădem pradă modelelor vehiculate în mass media și care nu sunt tocmai de dorit în ziua de astăzi. Deci el ne aduce modelul lui. El ne convinge că da, putem ieși din traumă. Din burta acestui corp uriaș al traumei care seamănă balenei de odinioară care l-a înghițit pe Iona, el ne spune, se poate ieși. Avem mijloace pentru asta și ne oferă și exemplul lui personal și ne oferă și alte exemple. Un singur lucru aș mai spune cu referire la acest subiect. Noi am lăudat aici faptul că el ne dă exemplul lui personal. Dar el, în contradicție cu zone majore ale psihoterapiei astăzi, noi suntem învățați că eu, ca psihoterapeut, trebuie să fiu neutru, n-am voie să mă dezvălui, nu-i vorbiți pacientului dumneavoastră despre dumneavoastră, da? Aristocrata psihanaliză, așa îi formează pe psihanaliști. Ei bine, eu cred că e important
important să le vorbim pacienților despre noi înșine. E important să ieșim din mitul ăsta că terapeuții sunt perfecți, sunt sănătoși, ei n-au probleme, ei știu să le rezolve pe toate. Nu e asta realitatea. Probabil că terapeuții au probleme foarte mari, dar de care au devenit mai conștienți decât mulți dintre semenii noi. Noi suntem toți pe o cale și Mate exact asta arată în cărțile lui. Suntem pe calea întregirii noastre și cred că este de bun simț să ne uităm la noi și la clienții noștri în felul acesta. Un om care înțelege că tu, terapeut, ai trecut înaintea lui pe acolo, îți acordă încredere. Cred că avem nevoie de asta. Probabil că până la urmă a te dezvălui sau a nu te dezvălui e o chestiune de stil personal. Cam atât despre umanismul lui. Mulțumim mult, Lavinia Vărlogeanu. Sabina Strugari. Ce sunt până la urmă dependențele și ce anume le cauzează? Ce sunt dependențele? Păi cred că a spus și Gabi mai devreme. Știi că spune Gabor că întrebarea nu e de ce dependența, întrebarea e de ce durerea. El spune că în spatele fiecarei dependențe există o traumă, chiar dacă nu toate traumele au ca și consecință directă o dependență. Însă dependența este această încercare a noastră, da, de a ne găsi cumva, de a ne medica, de a ne vindeca de ceva ce ne face să suferim, de o durere, și ajungem să folosim ceva ce la un moment dat funcționează, ne face să ne simțim bine, ne oferă plăcere, dar pe moment este ceva temporar, dar ajungem să facem abuz de acest lucru în momentul în care nu putem să mai gestionăm consecințele negative și continuăm să facem asta cu impulsivitate și cu nevoie, cu foame, chiar dacă lucrul respectiv nu mai ajunge să satisfacă nicio nevoie și de fapt nu ne vindecă, ci ne îndepărtează de durere, dar tot timpul e temporar, da? De fapt, este această încercare de a fugi constant de lucrurile care ne fac să suferim. Iar Gabor spune foarte frumos, prin exemplu personal, în primul rând, că dacă nu stai cu durerea și dacă nu ești dispus să te duci și să vezi ce s-a întâmplat acolo, nu poți să ieși din acest ciclu cumva. Vei încerca mereu să te automedichezi sau să te vindeci cu ce funcționează la prima mână, dar toate lucrurile funcționează doar temporar și ajungem la un moment dat să ne dăm seama că depindem de niște lucruri fără de care nu putem să ne simțim bine, dar nici nu știm cum să ieșim din asta. Mulțumim mult! Ana Maria, în ultimul timp se pune tot mai mult accent pe substratul neurobiologic al tulburărilor mentale și mai ales pe importanța structurilor de atașament, stilurile, modelele de atașament din copilărie, din relația cu părinții noștri. Ne poți explica de ce este atașamentul un element atât de important în dezvoltarea noastră ca persoane și ce se întâmplă până la urmă cu creierul copilului atunci când lucrurile nu merg prea bine? Da, e o întrebare foarte complexă. Atașamentul este foarte important. Atașamentul securizant ne ajută să ne simțim în siguranță. Pentru un copil este esențial ca el să poată să meargă, să descopere lumea, să exploreze mai departe. În momentul în care el este conectat nesigur de părintele său, o să fie tot timpul teamă că se va întâmpla ceva. Cu teama aceasta, el va trăi pur și simplu înnecat în această teamă și creierul său creează conexiuni mai degrabă la frică decât la siguranță. Adică se va activa mai degrabă creierul reptilian de câte ori va dori să exploreze lumea și, evident, mecanismele de răspuns la frică. Fight, flight, freeze. Adică luptă, fugă sau îngheți. Și copilul, în loc să meargă să exploreze liniștit, să descopere lumea, va fi tot timpul într-unul din aceste mecanisme. Gabor Mate spunea la conferința sa că atunci când suntem în aceste mecanisme, atunci când trăim în frică, noi suntem cocoșați de frică și nu putem să fim deschiși spre învățare. Pentru învățare avem nevoie de un creier care nu este conectat la frică. Avem nevoie de un creier care este conectat la cortexul prefrontal, care poate să ia decizii, care poate să proceseze informații. În frică nu putem procesa informații. De aceea, în momentul în care apare un eveniment traumatizant sau există o traumă de dezvoltare,
psicostimulente să facă față durerii și suferinței. Pentru copii și pentru părinți este esențial să știe aceste informații. Pentru că uneori noi credem că aceste comportamente sunt bătute în cuie, nu se mai pot schimba. Însă studiile recente arată că noi avem o mare flexibilitate în creierul nostru. Că dacă suntem expuși unor noi experiențe pline de siguranță împreună cu alți oameni în relații importante, semnificative, aceste lucruri se pot schimba, inclusiv în tot ce înseamnă ADHD și inclusiv în tot ce înseamnă dependență. Vindecarea se produce în relații pentru că, de fapt, trauma s-a produs în relații. Noi nu ne autotraumatizăm. Niciun copil nu se naște și zice, eu vreau să mă traumatizez sau eu o să mă traumatizez. Trauma se produce în relație cu cineva. Persoana cea mai importantă în legătură cu care se creează acest atașament, sigur, este mama. Și disponibilitatea mamei este foarte importantă. Stresul la care este expusă mama în perioada aceea vulnerabilă de după naștere este foarte important, pentru că acel stres poate să creeze un atașament securizant sau nu. Gabor Mate vorbește despre propria sa experiență, despre propria sa naștere. El s-a născut cu câteva luni înainte ca germanii, nemții, să invadeze Ungaria și să înceapă exodul evreilor. Mama sa era singură cu el, tatăl lui era în Transilvania, muncind la o carieră de piatră. La câteva luni de la nașterea sa, părinții ei erau trimiși la Auschwitz împreună cu sora sa, iar mama lui a intrat într-o depresie. Ea încerca să facă totul pentru el, să-i fie alături, să-l iubească, însă asta nu era suficient. Mama lui nu putea să fie conectată la el. În carte, Gabor folosește termenul în engleză attunement, adică ea nu se putea acorda la el, nu putea să fie în acord emoțional. Și acest lucru a compromis o dezvoltare a unui atașament securizant. De aceea, acesta este unul din lucrurile care a ajutat, între ghilimele, la crearea dependențelor sale și a ADHD-ului. Pe tot parcursul vieții sale, mama lui a ținut un jurnal și mai ales în perioada în care Gabor era bebeluș. Acel jurnal, Gabor a putut să îl citească împreună cu mama lui când ea era pe patul de moarte, adică el avea 50 de ani, pentru că până atunci spunea el că nu putea efectiv să deschidă și să citească. L-a apucat o stare de somnolență pe care nu putea să și-o explice. Și când a descoperit faptul că el are ADHD, ceea ce și bănuia, a înțeles de fapt că el nu putea să stea toate emoțiile care apăreau atunci când trebuia să-și reamintească ce s-a întâmplat cu el, în ce context s-a născut, la ce risc a fost expus, cum a fost prima relație din viața lui și cât de dificil a fost. În cartea lui, Minți împrăștiate, Gabor subliniază încă o dată, precum mulți alți terapeuți, că a iubi un copil nu este suficient. Cu toții ne iubim copiii foarte mult, sunt convinsă de asta, dar un copil nu are nevoie doar de iubire. Un copil are nevoie de un părinte prezent emoțional și asta este cel mai important. Prezent emoțional înseamnă că este acolo cu toată ființa sa. Și acest lucru produce, de fapt, atașamentul. Că copilul nu se agață de o ființă goală pe dinăuntru, de o prezență fizică, ci de emoționalul părintelui, ca să crească. Și dacă nimeni nu este acolo, el se simte singur. Și asta produce foarte multă anxietate, foarte multă frică. Și copilul o să creadă că e vina lui. Am făcut eu ceva? Sigur am făcut eu ceva, de mama nu e aici. Sigur este vina mea, poate că eu sunt prea mult și poate ar trebui să mă schimb. Și uite așa, copilul se adaptează la situația din viața sa ca să facă față. Gabor Mate, în cartea sa dedicată ADHD-ului, vorbește foarte mult despre atașament și ce pot să facă părinții. Părinții copiilor care deja au deficit de atenție, dar și părinții copiilor care au diferite comportamente pe care ei le văd dificile sau problematice. Și este un must read din punctul meu de vedere pentru toți oamenii, nu doar pentru părinți sau pentru specialiști. Mulțumim, Ana Maria, și aș completa: un copil pentru a fi fericit are nevoie de un părinte fericit. Gabi, cum scăpăm de dependențe
și ce instrumente avem la îndemână, dar fără a înlocui o dependență cu altă dependență. Este un prim pas identificarea și conștientizarea unei traume din copilărie? Pentru că de cele mai multe ori, mulți dintre noi, și am mai vorbit cu alte ocazii și poate la emisiuni și la alte evenimente, cel puțin cu Sabina, așa, despre faptul că unii oameni pot trăi cu trauma fără să o realizeze, fără să o conștientizeze că ar avea o traumă. Și că anumit stimul exterior din viața noastră ne reactivează niște traume pe care noi le-am avut în copilărie, care până la urmă le-am uitat. Am avut un mic incident cu părintele care ne-a umilit, ne-a jignit, ne-a etichetat, am trecut cu vederea, le-am uitat și în viața de adult, la un moment dat, punându-ne sau fiind puși într-o situație similară cu altcineva, ajungem să resimțim acea traumă. O să încep cu mijlocul întrebării tale și anume cu partea de conștientizarea traumei. Cei mai mulți oameni care au copii nefericite, copilării nefericite, scuze, ajung în cabinetul terapeutului și spun: cum a fost copilăria ta? Normală. Am avut o copilărie normală. S-a întâmplat ceva extraordinar? Nu. Cum erau părinții tăi? Niște părinți obișnuiți. Ce făceau părinții tăi? Ce fac părinții cu copiii? După care, cum te disciplinau părinții tăi? Păi mă băteau cu cureaua. Și ți se pare ceva ieșit din comun? Nu, cred că toți părinții își bat copiii. Dar eu eram un copil rău. Și ăsta este dialogul care are loc între terapeut și persoana care spune că a avut o copilărie normală. De cele mai multe ori, persoanele care spun că au avut o copilărie normală nu își aduc aminte incidente anume din copilăria lor. Da, mama mă bătea. O să-mi relatez un eveniment? Nu. Nu mai mi-aduc aminte. Cred că nu era atât de important. Pentru că mecanismul traumei pentru un copil funcționează așa. Mi se întâmplă ceva rău, înseamnă că eu sunt un copil rău. Nu pot trăi cu asta. Fiindcă dacă eu sunt un copil rău, înseamnă că părinții mei au dreptate să mă abandoneze, de exemplu, sau să se poarte urât cu mine. Ceea ce îi face și pe ei niște oameni răi. Eu nu pot trăi cu asta. Cu ce pot eu trăi atunci? Cu uitarea. Și uit. Uit efectiv cine sunt, ce am făcut, ce mi s-a întâmplat în copilărie, până ajung la o vârstă destul de înaintată încât să fac față. Sunt oameni care fac față disociindu-se, detașându-se total de emoțiile lor și vedem pe stradă că sunt persoane cu fețe oarecum fără expresivitate, dar nu vorbim de oameni, nu știu, care au o mască și vedem, îi putem arăta cu degetul. Nu, sunt oameni de afaceri. Sunt oameni cu o mimică înghețată, cu oameni care poate să-și țină în frâu emoțiile. Mă întreb ce se va întâmpla dacă emoțiile alea or să vină peste ei. Fiindcă la un moment dat emoțiile vin peste ei. De obicei, oamenii care se separă de emoțiile lor pot fi oameni foarte împliniți profesional. Pot fi oameni care și-au propus la un moment dat în viață să depășească obstacolele din copilărie și asta fac. Devin performanți, absolut performanți, la școală sau în activitățile lor de la serviciu. Devin foarte performanți. În schimb, în relațiile lor umane, întotdeauna se simt neîmpliniți. Și vin în cabinet de multe ori și spun: am o profundă insatisfacție față de viața mea. Da, am 10 companii și le conduc pe toate, dar am o profundă insatisfacție în viața mea și mă întreb dacă merit. Fiindcă dacă nu trăiești uman, de cele mai multe ori nu simți sensul pentru care lupți atât. Și cea mai mare durere este să-ți dai seama că alergi după ceva ce niciodată nu poate fi împlinit. Pentru că nevoia ta reală a rămas undeva acolo în copilărie. A fost nevoia de iubire și să fii acceptat așa cum ești. Și oricâți bani ai câștigat și oricâte lucruri mărețe faci în viața asta, să fii acceptat doar pentru că ești și să fii iubit doar ca om, este foarte greu de obținut. Mai ales când mimica
ta nu transmite celuilalt nicio emoție. Și când nu poți să ții pe celălalt de mână și să simți tu odată cu el, din sufletul tău, cu căldură față de el, nici el nu-ți va răspunde. Ăștia sunt oamenii obișnuiți pe care îi vedem pe stradă. Dependenții, în schimb. Iar acești oameni pot avea diverse dependențe. Una din dependențe e dependența de muncă. Ăștia sunt dependenții de muncă. Oamenii care pleacă de dimineață la serviciu și se mai întorc seara, pentru că ei au un imperiu de condus și nu o viață de trăit. Și societatea încurajează un astfel de model. Societatea încurajează un astfel de model. Sunt medici care se dedică cu totul celorlalți, dar fața lor nu ne transmite nimic. Sunt, nu știu, ingineri care pleacă pe platforme petroliere și își dedică viața muncii, pentru că nu pot trăi în societate. Le e prea greu să trăiască cu ceilalți. Mai bine trăiești singur. Dependența poate lua diverse forme, dar cei care ajung la dependențe de droguri, de cele mai multe ori, sunt cei mai rău afectați. Sunt cei care au avut, nu au avut parte nici măcar de un atașament, așa cum spunea Ana Maria, nesigur. Ei au avut parte de un atașament destructurat. Viața lor în copilărie a însemnat, eu nu știu cine sunt, nu știu de cine depind și nu știu cine are grijă de mine. De cele mai multe ori n-are nimeni grijă de mine. Sunt cei abuzați de proprii părinți. Sunt cei care trăiesc în condiții de asemenea nesiguranță, încât e mult mai ușor să evadezi de propria durere decât să stai cu ea. Este o asemenea nesiguranță încât consumul de substanțe începe de multe ori la o vârstă fragedă. Se pot apuca de fumat destul de devreme, 11-12 ani, poate și mai devreme. Se pot apuca de consum de alcool la 12-13-14 ani, de consum de marihuana, ulterior când ajung la o vârstă în care au acces mai mare la astfel de substanțe și în cele din urmă ajung la drogurile mult mai serioase, cum este heroina. Eu rare ori am auzit de un caz, nici nu, recunosc că nu sunt neapărat, nu mă plin printre oameni care astfel de cazuri să fie pomenite foarte frecvent, dar rare ori am auzit de oameni care s-au apucat de heroină din prima, au devenit dependenți de heroină, poate în război. Că spunea și Mate, în războiul din Vietnam, foarte mulți soldați americani s-au apucat de consumul de heroină, deși până atunci nu manifestaseră niciun comportament de dependență. Realitatea dură a războiului i-a făcut să consume heroină și se pare că un număr atât de mare de consumatori de heroină i-a speriat într-adevăr pe oficialii din Statele Unite. Dar când s-au întors în Statele Unite, consumul a scăzut undeva la 2%, 3% dintre cei care consumaseră heroină în statele în Vietnam. Doar 2-3% rămăseseră care încă mai consumau heroină în Statele Unite. Și atunci, dacă heroina este o substanță care dă dependență, de ce acești soldați care au consumat foarte multă heroină în război ajunși acasă nu consumă heroină? Pentru că acei oameni ajunși acasă și-au regăsit familiile, și-au regăsit atașamentele, și-au regăsit părinții, viețile lor obișnuite. Acei 2-3% sunt cei care nu i-au regăsit și care poate dinainte aveau aceste mecanisme de dependență deja activate. Acei oameni care dinainte trăiau în familii unde au întâlnit multă durere, care trăiau într-un grup care nu i-a acceptat. Știți că, de exemplu, după războiul din Vietnam, a existat această problemă în unele comunități. Veteranii care s-au întors acasă au fost respinși de ceilalți. Voi v-ați dus acolo să omorâți. Era mișcarea hipiotă, erau pacifiștii și mulți au fost respinși. Neavând suportul social, da, rămâi la consumul de heroină. Și atunci, cum să tratezi heroina? Cum să tratezi dependența? Tratamentul de dependență înceapă de la individ, atunci când își dă seama că nu mai face față, că nu mai poate, dar de cele mai multe ori, nefiind susținut de familie și de contextul social, va recidiva de foarte, foarte multe ori, iar oamenii aceștia de foarte multe ori sfârșesc tragic. Moartea îi însoțește. De altfel, țin minte declarația unuia dintre dependenții de heroină, care spunea: da, mi-am dat seama că este un suicid lent. N-am avut curajul să mă sinucid. Și am așteptat să mor în timp. Și am luptat un pic. Dar
suferința m-a învins din nou și iar am consumat heroină. Și atunci, fără suportul social, fără ca familia, oamenii cum suntem noi, să fim alături de ei, este foarte greu pentru ei să renunțe la dependență. Dacă se ivește ocazia ca astfel de oameni să fie susținuți și să ajungă în terapie, probabil că cea mai potrivită formă de terapie este terapia traumei. O terapie focalizată pe trauma lor, o terapie focalizată pe nevoile lor primare, acele ale copilului mic. De a fi iubiți, de a fi văzut, de a fi acceptați așa cum sunt. De a fi înțeleși în vulnerabilitatea lor și în părțile lor negative. Și mai ales de a li se accepta unele comportamente negative. Pentru că, până la urmă, asta înseamnă să-i accepți pe ei. Ei nu sunt, nu trăiesc izolat de comportamentele lor negative. Consumul de droguri, de băutură, de îi va însoți în continuare, chiar dacă vin la terapie. Nu înseamnă că dacă au început terapia, ei se lasă de consum. Și este un proces de foarte lungă durată, în care o persoană importantă poate fi partenerul de viață, dacă mai rezistă lângă ei, că de obicei, de multe ori, partenerul care rezistă lângă ei este cel la fel afectat de o altă dependență, sau familia. Efectiv, persoanele importante sunt familia. Mama, tatăl, frații, sunt persoane care pot oferi suport. Mate vorbește și despre o altă misiune, o misiune a societății, acolo unde să se implice organismele guvernamentale, dar nu la nivelul de a porni război împotriva drogurilor, cum a făcut-o Statele Unite și a încercat să-i oblige pe toți din lume să pornească acest război împotriva drogurilor, ci acolo în care să le ofere acestor oameni condițiile să-și trăiască propria lor durere și propria lor suferință și să nu-i mai judece, să nu-i mai excludă, ci să le ofere, până la urmă, mecanismele ca încetul cu încetul ei să se poată integra în societate. Mulțumesc mult, Gabriela. Făcând o glumă, era să spun, ai o dependență de vorbit mult. Așa. Și tot făcând o glumă, apropo de ce ai spus tu mai devreme, de copil și de traumă, copilul vulnerabil, copilul interior, mi-aduc aminte clasa 5-a pentru că am modificat o notă în carnet dintr-un 5, nu știu, am făcut, am încercat să fac un 6, în fine, mi-am luat o palmă de la tata încât mi-a fost rușine a doua zi să mă duc la școală. Ai rămas cu o traumă, după câte se vede. Să sperăm, nu știu. Lavinia, ce este ADHD-ul și cum se poate acționa în terapia ADHD? Ok, eu am să spun pentru început că denumirea de ADD, ADHD, poartă o marcă cognitivistă accentuată. Dacă ne-am uitat la ea pe bune, am vedea că ea este tulburare de deficit de afect, de grijă, de iubire, de siguranță, de liniște interioară. Despre asta e vorba. Am numit-o ca fiind de atenție, cred că putem să măsurăm mai ușor simptomul în loc să ne uităm la cauză. Da? Deci cauza rămâne tot tulburarea relației de atașament, aș spune, primare. Iar dependența este efectul acestei tulburări. Dependența nu e problema. S-ar putea să vă șocheze, dar chiar Mate într-o conferință spune, nu dependența e problema, dependența e soluția la problemă. Oare cât ne trebuie să vedem lucrurile așa? De exemplu, în tulburarea bipolară se recurge adesea la alcool. Când se accentuează polul depresiv, alcoolul ajută la calmarea anxietății, la tolerarea ei. Când se accentuează polul maniacal, alcoolul ajută la conținerea furtunii pulsionale, face tolerabilă intensitatea afectului, înțelegeți? Deci alcoolul e medicație autoadministrată în cazul traumei de atașament. Mata arată clar că oricât am vrea în terapie să atingem chestiunea dependenței și să vindecăm dependența, nu. N-avem nicio șansă, chiar și terapiile considerate de succes, terapia în 12 pași, cred că toată lumea știe de ea. E important să vedem că nu are rezultatele pe care le scontam, da? Și atunci, hai să ne ocupăm de refacerea
întoarcerea relației de atașament primare. Singura terapie care merge este cea care poate reface relația de atașament. Știți care chestia? În traumă noi ne oprim la vârsta la care s-a produs trauma. Că toți suntem într-o societate tehnică, eu cred că dacă s-ar inventa niște ochelari să vedem vârsta psihică a oamenilor de aici, am vedea că acolo sunt 7 bebeluși, acolo sunt 2 care încep să meargă, dincolo ne-am bucurat că vedem și câte un adolescent. Cam asta e realitatea psihică a noastră. E important să privim asta. Noi am fost opriți din creșterea noastră. Aici trebuie în terapie să revenim. Aici să reluăm creșterea de acolo unde ea a fost blocată. Mate spune senzațional. Dacă vreți să faceți terapia cuiva care are această problemă, faceți numai dacă puteți intra cu el în oceanul de durere. Dacă nu, stați la o parte. Acolo să intre cine poate. E foarte important să ne intre în cap chestia asta. Totul să înțelegem trauma și cu ce se confruntă pacientul. Înțelegerea este, desigur, absolut necesară, dar nu e suficient. E vorba de existența în noi înșine a acelei calități sufletești a compasiunii, de activarea acestei vibrații a compasiunii, care te poate ajuta să-l tolerezi pe pacientul tău când îl apucă o criză de furie și crede că tu ești obiectul primar care l-a rănit, da? Se ne pustește la propriu asupra ta. Aici este. Dacă tu reziști atunci, el are un model că lucrurile se pot, că mama poate fi altă. Înțelegeți? Se pot debloca lucruri extraordinare prin rezistența noastră la aceste atacuri din partea pacienților traumatizați. Despre asta este vorba. Vorbeam mai înainte despre ADD și despre schimbările și despre faptul că nu avem, cum să zic, înțelegere față de acești oameni. Eu cred că aici e cauza principală, nu ereditatea, și Mate la fel se pare că susține acest punct de vedere. Aici trebuie să ne uităm cum funcționează familia în ziua de astăzi. Faptul că nu mai există familie extinsă e rău, nu e bine. Faptul că noi nu mai avem ritualuri. De fapt, asta e problema. Societatea noastră e deritualizată. Ritualurile ne ajută să depășim, să facem față limitei, pentru că mai trebuie spus ceva. ADD-ul este o funcționalitate psihică de tip borderline. Și vreau să ne uităm bine aici. Pacienții de astăzi și cam toată lumea suntem în stadiul ăsta, la limita între nevroză și psihoză. Suntem în stadiul ăsta în care noi nu ne permitem nici măcar să ne bunim, atât de mare e durerea. Și vreau să o spun răspicat. Vorbesc de borderline nu în sens psihiatric, ci pur și simplu psihanalitic. Aici suntem. Probabil că lumea pacienților lui Jung încă n-a venit. Se va întâmpla când ne vom da voie pur și simplu să înnebunim de atâta durere. Da. Mulțumesc, Lavinia Bârloceanu. Sabina, cum se traduce trauma din copilărie și trauma relațională de atașament în viața adultă din punctul de vedere al sănătății mentale și fizice? Cum ajută terapeutul? Formele de atașament din copilărie au legătură cu tiparele disfuncționale în care suntem noi cumva încarcerați în viața noastră de adult, în relațiile interumane pe care le avem? Da, bineînțeles, pentru că noi suntem în toate relațiile, așa cum am fost în relațiile primare în primul rând. Nu mai îmi amintesc cine spunea că iubim cu iubirea cu care am fost iubiți, ceea ce înseamnă că mai departe noi nu putem să dăm ceva ce nu am primit. Da, dacă eu am trăit și m-am născut și am relaționat cu îngrijitorul primar ca, nu știu, într-un mod anxios, da, eu așa am crescut, mi-am dezvoltat acest tipar, așa voi intra în relații cu alți oameni, așa voi intra și în relația de terapie, de exemplu. Oamenii care ajung în terapie ajung cu tiparele lor, se raportează și la terapeut în același fel. Fie anxios, fie neîncrezător, fie evitant, da? Fie opunând rezistență. Însă mi-a plăcut foarte mult, Davinia, ce ai spus. Mă gândesc la un lucru pe care îl spunea unul dintre formatorii mei, care cumva nu a apucat să-l citească pe Gabor, nu mai este astăzi în viață, dar spunea o chestie care mie îmi place foarte mult și spunea: niciun terapeut
poate să meargă cu clientul lui acolo unde nu a fost pentru el însuși. Da, adică nu poți să stai cu durerea nimănui dacă nu ești dispus să stai cu durerea ta. Pentru că atunci când vine cineva în cabinet, nu ai cum să fii empatic și să arăți compasiune pentru lucruri care nu te ating în niciun fel sau pe care nu le lași. Sau, da, ce... Nu ai cum să fii alături de cineva dacă nu ești dispus să stai tu cu suferința, să vezi pe tine ce te doare, cum te doare. Asta are legătură și cu asta, a împărtăși sau a nu împărtăși din ceea ce știi. Până la urmă, dacă trauma se produce în relații și se vindecă în relații, relația este ceva ce e o împărtășire. Nu pot eu doar să aștept să-mi spui tu și eu doar să îți spun ce să faci. Pentru că aia este o relație de tip profesor-elev, da? Nu este o relație autentică. Adică este cineva care știe mai bine, dar nimeni nu știe ce e mai bine pentru altcineva. Dar noi putem să venim să oferim oglindă, însoțire, te ghidez pe tine pentru că știu niște lucruri, dar tu știi cel mai bine cum se simte durerea ta, cum a fost pentru tine să trăiești cu trauma ta, cu părinții, cu lucrurile cu care te-ai confruntat, da? Dar pentru tine s-ar putea să fie important să știi că mai este cineva care a trecut prin ceva similar sau care înțelege la nivel profund că suntem cu toții în aceeași barcă, și social, și uman până la urmă, că indiferent în ce punct al acestui proces ne aflăm, suntem împreună în treaba asta. Nu avem cum, niciunul dintre noi nu este vindecat absolut. Așa ceva cred că nici nu există. Însă Gabor spune un lucru care mie iarăși îmi place foarte, foarte mult, că mai e un lucru care contează, ca oamenii ca un copil să se simtă primit în lume, nu e suficient să-i arătăm iubire și protecție, este important ca adultul care are grijă de el să fie fericit. Și asta cred că este... Nu există niciun terapeut care să fie perfect fericit, perfect vindecat, fără nicio problemă, dar conștientizarea și capacitatea și disponibilitatea de a sta cu suferința îl face pe client să spună, ok, se poate și altfel, uite, pot să trăiesc cu lucrurile astea, pot să fac alegeri diferite, pot să am și un alt fel de viață și pot să îmi folosesc resursele, pentru că mecanismul dependenței, da, este o resursă. Da? Așa cum am dezvoltat o dependență de ceva care m-a dus, pot să aleg să fac altceva. Dacă e cineva dispus să fie și să rămână în relație cu mine când lucrurile devin dificile. Mă lasă microfonul. Așa. Ana Maria, de ce toată lumea își face griji în primul rând pentru adolescenți când vorbim de dependențe? Sunt ei cumva mai expuși dependențelor? Sunt ei ca vârstă, ca perioadă, sunt mai vulnerabili decât adulții? Perioada adolescenței este o perioadă foarte importantă în dezvoltarea eu-ului și în dezvoltarea identității. Atunci suntem la limită între autonomie și dependență. E o luptă între aceste două concepte în copii. Și atunci putem să explorăm și lucruri de care nu sunt neapărat bune de explorat, doar să vedem cum e. În general, lucrul ăsta nu e neapărat rău, pentru că nu drogul produce dependența, așa cum spuneam mai devreme, ci ceva din ce s-a întâmplat cu noi produce dependența. Adică, de ce aș avea nevoie de drog? Sunt foarte mulți oameni care astăzi explorează drogurile, dar nu devin dependenți. În cazul adolescenților, riscul este într-adevăr ca ei să exploreze și să devină dependenți pentru că au ceva, o suferință, o durere pe care nu o pot conștientiza, pe care părinții nu o recunosc uneori. Și mi-amintesc aici un caz al unui puș de 15 ani care a venit în cabinet cu tatăl său. I-am văzut o singură dată. Tatăl a venit, l-a adus așa de mână, vă rog să faceți ceva cu el. Am aflat că el consumă marihuana de un an și jumătate. Am aflat de la alți părinți. Eu nu sunt de acord, este foarte grav, trebuie să faceți ceva cu el. Și am stat de vorbă cu puștul după ce a plecat tatăl și mi-a zis, ei nu mă cunosc, ei nu știu cine sunt, ei nu știu ce se întâmplă în viața mea. În mare, copilul acesta avea o viață paralelă față de ce le spunea părinților săi că trăiește. El nu era conectat la ei, iar ei nu erau conectați la el. În
și o să vă povestesc aici ceva ce s-a întâmplat în Islanda. În Islanda, în anii 90, peste 50% sau aproximativ 50% din populația adolescenților era dependenți. Dependenți de alcool, dependenți de tutun și de droguri. Și ce s-au gândit ei? O să facă un studiu. Și au făcut un studiu în toate liceele din Islanda, studiu care s-a desfășurat pe perioada de 5 ani, cu test și retest. Și au observat de ce în anumite licee mulți copii erau dependenți și în altele nu. Și ce au observat era că atunci când copiii sunt, se simt iubiți și înțeleși la școală, când sunt în relații bune cu părinții lor și când sunt mai devreme de ora 10 acasă, au mai puține șanse să devină dependenți. După anii 2000 au implementat la nivel social în întreaga țară programe prin care copiii au tot felul de activități după școală. După școală copiii merg direct în activități sportive, tot ce înseamnă terapie prin artă și tot ce înseamnă activități recreative. După ora 10 copiilor le este interzis să iasă afară fără un adult. În Islanda s-au creat comitete în școli de părinți. Școlile țineau legătura cu părinții constant și în continuare țin legătura cu părinții și informează despre copii. Părinții aveau obligatoriu timp petrecut cu copiii. Trebuiau să știe cine sunt prietenii copiilor lor. Ce fac? Unde se duc? Unde petrec timp împreună? La masă petreceau mai mult timp împreună. Acest lucru a făcut să scadă drastic numărul consumului copiilor care consumă droguri sau țigări sau alcool. Și a ajuns să aibă astăzi populația cu cei mai sănătoși adolescenți din Europa. Doar pentru că a fost o implicare socială. Deci, da, adolescenții sunt o populație expusă pentru că ei nu au repere, pentru că ei nu au experiență de viață, pentru că ei sunt deschiși în a explora lumea. Dar asta înseamnă că ei în continuare au nevoie de ghidaj, în continuare au nevoie de părinți, în continuare au nevoie de profesori buni care să-i ajute să ia deciziile potrivite pentru ei. Controlul nu este o soluție sau să-l forțez să vină în terapie ca să își rezolve problema pe care eu o văd. Asta e problema, e consumul de droguri, nu că se întâmplă ceva cu el. Din nou, nu este o soluție. Soluția este conectarea cu părintele. Ei reprezintă o... Sunt la limita între a fi independent și în continuare dependent. Mai am nevoie de părinți, dar totuși n-aș vrea să am nevoie de ei. Și au nevoie să se conecteze cu ei înșiși, cu nevoile lor și să vadă de ce merg în direcția de consum de droguri sau de ce ar vrea să facă o facultate sau anumită meserie în viață. Sunt într-o căutare și în căutarea aceasta ei au nevoie de ghidaj. Și aici intervin părinții, aici intervine școala. Dar dacă școala intervine sau părinții intervin cu judecată, cu așa nu, cu ceartă, cu conflict, acest lucru nu face să se creeze relație, ci îl ajută pe copil, între ghilimele, să se închidă și mai mult. Să se îndepărteze și mai mult de potențialii pol de ajutor din viața sa. Și să găsească refugiu într-o altă familie. Cum îmi spunea un alt client al meu care e consumator de droguri, eu nu am simțit niciodată acasă, la mine acasă. Sunt acasă cu colegii și cu prietenii cu care mă duc să consum droguri la petrecere. Eu acolo mă simt acasă. Pentru că ei mă primesc așa cum sunt. Și n-a fost niciodată nevoie să mă schimb pentru ei. Mulțumim mult, Ana Maria Drăguța. Gabi? Ceva. Ne invită și pe toți părinții să gândim pe termen lung și nu pe termen scurt. Adică dacă mă gândesc că mâine el trebuie să-și ia teza la mate și vreau să obțin chestia asta și o să pun presiune pe copil și pun relația mea cu copilul în risc ca el să ia 10 la mate sau whatever, atunci eu pierd. Eu trebuie să mă gândesc pe termen lung. Oare eu îmi doresc să am un copil care se poate descurca bine la facultate și să învețe din propriile lui greșeli? Pentru că dacă eu o să intervin la fiecare pas, eu de fapt îi spun copilului meu, eu n-am încredere în tine, tu nu te descurci și trebuie să fiu eu acolo să te salvez de fiecare dată. Da,
Toate Gabor, analizat textele de pe morminte dintr-un cimitir din Canada și a găsit acolo texte de genul: aici zace domnul John nu știu cum, care a muncit până în ultima secundă a vieții lui. Sau aici se odihnește Marilyn, iarăși nu știu cum, cea care nu s-a certat cu nimeni niciodată în viața ei. Da? Vedeți dumneavoastră despre ce e lumea noastră umană? Dacă stăm să ne uităm la lucrurile astea, nu știu cum să spun, pe mine mă cam apucă fiorii de groază, da? Plecăm cu trauma noastră pe lumea cealaltă, de fapt asta cred că am vrut să spun. Sperăm să nu, sperăm totuși să... Mulțumim foarte mult, Gabriela Deniz, senior editor de Herald, psihoterapeut, curatorul colecției Psihoterapia, din care fac parte cele două cărți, Minți Împrăștiate, și Pe drumul fantomilor înfometate, Gabor Mate, Lavinia Bârlogeanu, Sabina Strugariu și Ana Maria Drăguță. Le mulțumim că au fost alături de noi și sper, sunt convins că au venit cu informații foarte, foarte utile. Gabi, vrei să mai... Da, vreau să spun că în colecția Psihoterapia urmează să apară acum sub editarea lui Daniel Siegel și a lui Marion Solomon cartea Cum se schimbă oamenii, și este o carte mai degrabă pentru specialiști, este adevărat, dar i-aș invita pe aceștia să nu o rateze, pentru că este tot o carte foarte profundă în care autorul sunt Stan Tatkin, de exemplu, sau Philip Blomberg și alți autori foarte cunoscuți la ora actuală în domeniul psihoterapiei, inclusiv Peter Levine, este autor în această carte, Pat Ogden, care este specialist în psihoterapia senzorio-motorie. Sunt câteva texte în care fiecare dintre autori vorbește despre cum se schimbă oamenii, efectiv, și încearcă să răspundă cu povești din cabinet și cu experiența lor la această întrebare: ce anume din ce fac ei în cabinet îi ajută pe oameni să se schimbe? Mulțumim, Gabriela Deniz, și eu aș mai adăuga foarte, foarte pe scurt, ne presează cumva timpul, asta este, Alice Miller cu Revolta Corpului și Pentru Binele Tău, care cumva au legătură cu subiectul nostru din această după-amiază, și de asemenea Aleta Solter, O viață fără droguri. Noi vă așteptăm, simt nevoia să spun treaba asta, vă așteptăm pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald, unde noi postăm evenimentele viitoare. Chiar pe 12 decembrie la Seneca vom avea un eveniment, provocările adolescenței, provocările și vulnerabilitățile adolescenței. Vă mulțumesc că ați fost în număr atât de mare alături de noi. Am vorbit despre Gabor Mate și despre cele două cărți din colecția Psihoterapia, Minți Împrăștiate și Prizonierii Lumea Dependenței, Pe drumul fantomilor înfometate. Vă așteptăm la următorul eveniment, la standul editurii Herald, începând cu ora 16. Cred, mai sunt câteva minute. Mulțumim!